În premieră, la Spitalul Râmnicu Sărat, medicii au efectuat infiltrații cu plasmă, proceduri necesare pentru pacienții cu leziuni ale articulațiilor. Specialiștii arată că de la introducerea procedurii, peste 150 de persoane au beneficiat de noul tratament. Infiltrațiile cu plasmă, pe care le-am folosit întâi în Germania și de anul trecut, din februarie le-am adus și la Buzău, întâi în cabinet și apoi din iulie 2023. Infiltrații cu plasmă vitale, vitale vieții, vitale nouă oamenilor. Haideți să ne povestiți exact ce înseamnă aceste infiltrații. Plasma înseamnă partea lichidă a sângelui. Procedura în sine este una destul de simplă. Se ia sânge de la pacient într-o eprobetă, ca la orice analiză de bază. Aceea se centrifugează, o centrifugă destul de simplă. Se separă celulele de această plasmă, iar plasma se infiltrează în articulația sau în zona cu probleme. Este, practic, pe înțelesul tuturor, un lipici antiinflamator. El lipește micile leziuni din articulație și funcționează ca un antiinflamator local. Sigur, în funcție și de gradul de uzură al articulației, de exemplu, să fie mai mult sau mai puțin efectiv, de aceea se folosesc diferite scheme de tratament pentru îmbunătățirea condiției locale. Pot să spun că până acum, cred că la spital au beneficiat în jur de 150 de persoane în aproape 8 luni de tratament. Potrivit medicilor specialiști, terapia se desfășoară în baza unor scheme de tratament adaptate la specificul fiecărui pacient. În primul rând, nicio intervenție chirurgicală nu are rată de succes de 100%. De aceea trebuie terapia adaptată în funcție de evoluția pacientului. Am și pacienți care le-am spus că dacă se simt bine, nu mai e nevoie să revină în cabinet. Și n-au mai revenit. Procedura mai poate fi regăsită în anumite unități medicale din capitală, însă costurile sunt mai mari, atrag atenția medicii Spitalului Râmnicu Sărat.